Bună, bine ați venit la un nou vlog! Haideți să deschidem cutiile pe care le-am trimis din România. Și vreau să vă zic, cutiile acestea se plimbă mai mult decât noi. Vedeți aici numere. 61, ce scrie pe aia? 71, 45. Am avut un impuls la un moment dat să fac așa un declutter în casă și să trimit cât mai multe cutii spre România. Și am ajuns, după cum vedeți, la numărul 71. Cred că au fost 70 și ceva. Și acum au venit înapoi. Și de ce le trimitem prin autocar? Pentru că acestea au venit prin autocar, e pentru că e mai simplu. E un euro kilogramul. Nu te mai car cu ele prin aeroport, prin avion. Le putem pune la noi în oraș, adică în România, și le putem lua de aici, de aproape, în Spania. Și e super avantajos. Ideea e că mi se pare că nu știu dacă merită toate, de aceea prim să le deschidem, să vedeți. Ne zice și voi dacă a meritat să trimitem atâtea pachete. Da, da. Copiii ce așteaptă? L-am luat pe Tails și l-am luat pe Marshall cu mine. Neighbor duplo și jucării, mami are și ea jucării, tati are și el jucării. Toată lumea are jucării, nu contează de vârsta. Am trimis doar jucării fragile. Fragile, da, nu da, numai scrie jucării. Pe cutie, fragile. Tot ne-a întrebat de ce scrie fragil, fragil pe cutie, tocmai că sunt fragile. Uliu, trebuie să fii mai atent că am decupat cutia. Uite, ăsta mă ținuși cu pixul. Nu, ăsta l-am dat lui tati. Are meu? Tati chestie aici. E al meu, ha ha ha. Da, e cu cățeluș. Ce cățeluș frumos. Mi-am adus pălăria. Uite și cutia, am fost în excursie în Valencia și n-am avut cutia la mine. Cutia cu felicitări. Da, ea este cu șuncă pe ea. Felicitări? Nu, cu vederi. Da, vederi. Am cumpărat-o de la Kik. E plată, e îngustă, merge în rucsacul lui Iulian și de câte ori merg în excursie o iau cu mine pentru că aici îmi pun vederile pe care le cumpăr ca să nu se îndoie. Tot timpul stăteam cu emoții unde o pun și uitați, avem toate vederile și ce-am mai luat din Italia și din Franța. Wow. Să le punem pe perete acolo sus, dar nu mai avem loc. Unde e peretele magnetic? Ai văzut cu eu cred că mami a pus altceva în cutia aia Duplo. Am deschis. Nu știi ce am făcut? Da! Uite ce am stat să fac în România, ca să fie cât mai compacte. Am construit asta e casa mea, eu am construit asta. Da, tu m-ai ajutat și eu am mai făcut unul. Uite-te aici în cutie. Asta am făcut eu. Două turnuri mari, imense. A, uitați ce are Iulian. Da, un calendar pentru 2023 cu Batman. Super! De unde l-ai luat? Din FNAC? A fost la reducere. Italia? Din Franța. FNAC. Din Franța. Da, e super. E super, da. O să mi-l pun pe perete în camera. Am cumpărat din Lidl un cutter. Nu, Iulian, este un cutter ca să tai cercuri. Nu s-a părut termenul. Nu, din Lidl. Mănuși, mănuși, pentru ce avem noi nevoie de mănuși? Pentru cuptor. Păi avem. Și astea-s pereche, ceea ce e super bine. Că ai și dreapta și stânga. Sony! Alte piese după, pierdute. Asta e al meu. Eu l-am construit pentru Andreas. E Sony. Da, în sfârșit. Deci am perdeau asta cumpărat-o de 2 ani, cred că. Da, că ai găsit, bebe, ceva important. Da, duplourile lui. Eric, tu ce ai găsit acolo? Duplo lăsare! Pedeaua aceasta am cumpărat-o, cred că acum 2 ani. Am ținut-o, pentru că nu aveam până la urmă cumpărat. N-am montat jaluzeaua. După aceea am montat jaluzeaua, am trimis-o în România. În sfârșit am recuperat perdeaua ca să o pun în camera cu păpuși. Asta până să zic. A, uite, am luat chestiile astea în România. Eric, unde pleci cu cutia? De pe litera. Sunt joc de cultură joc. Generală. Da, 200, întrebări. 100 de întrebări și răspunsuri. Ar trebui să facem provocări, să vedem dacă le știm. Înainte să le citim. Nu mai întâi ar trebui să le învățăm. Nu, după aia le înveți. Cel puțin. Ăștia da. La animalele, să vedem câte ghicim. Uh-huh. După aia le învățăm. Hai să-ți mai arăt chestii care sunt așa mai interesante. Arată-mi, arată-mi. Mi-am adus aceste sandale. O să fac într-un vlog separat. Mai am o pereche, cele negre. Și astea erau în România. Nu vi le arăt prea mult, că sunt deja purtate. Sunt cele de la Ipanema. Și am văzut acum pe Amazon că sunt și alte culori și chiar vreau să-mi iau. Sunt cele mai comode sandale din lume. Deci dacă aș putea să stau în ele încălțate și iarna, în excursii,
pot să merg kilometri întregi, sunt super. Ce? Nucă? Mama mea are multă nucă și am zis să-mi trimită și mie o pungă. Ce? Oh, nu, s-au băgat deja. Oh, Leo, ce e acolo? Oh, Leo, zici că a venit Moș Crăciun. Ăsta roz îl avem, dar cel albastru unde e? Trebuia să fie cu celelalte. Nu știu, poate. Uite câte jucării am găsit. Poate dar sunt găsit în celelalte cutii. Shadow! Mai găsim în celelalte cutii. Dar Shadow! Shadow, Shadow! Și Baby Marshall! Și Baby, dacă Baby! Dacă le-ai pus pe toate. Dar l-am pus pe Baby Marshall, sunt sigur. Păi vedem ce-am mai pus. Uite! Oh, mai văd ceva acolo, niște plusuri. Asta e al lui Bebe. Ce ai? Wow! Unicornul ai din Napoli, așa? Unicornul și cum îl cheamă pe celălalt? Silver. Da. Silver. Uite. Oh my god, și acum eu sunt la dietă. Așa. Și mama mea a cumpărat în România șerbet. Și eu n-am apucat să gust atunci. Și pentru că i-am reproșat, mi-a trimis un șerbet. Câte calorii are? Multe. Stai să văd. Foarte calorii multe. Grame. 0. 391 pe 100 de grame. No. Și asta are 200. Nu chiar așa mult. No. 400 de calorii la 100 de grame nu e mult? 25 de grame, 97. Deci o linguriță. Da, fiecare linguriță e 100 de calorii. Păi și una pe zi? Merge. Îl punem ca premiu. Merge, merge. Când o să fiu slabă. Trebuie să meargă la spital. Trebuie cusut, așa-i? Da, eu am pe dulap acolo un spital. Uite! În care merg toate are, plusurile. Are nuca alb. Are, da, are umplutură albă înăuntru. La spital avem mai multe plusuri duse la spital. Nu cu sare! Trebuie să le coasem. Ce s-a întâmplat? Am găină. Păi nu avem și noi. Nu, gust de găină. Ba nu, dar mi-a plăcut super mult. Fără monoglutamat de sodiu. E super. Uh-huh. Să-l încercați. Ah. Hai, spune-mi câte... Stai, nu, stai. Nu, stai așa un pic. Spune-mi câte calorii au alea. Nu văd. Haide, sigur vezi. 479 pe 100 de grame. Și câte sute de grame au? 40 de grame are asta. 40 de grame? Deci cât? 500 de calorii pe 100, da? 250. Ieftin. 200 poți să mănânc una de asta. Deci n-ai început-o bine și ești terminat-o. Ce? 200 de calorii. Păi da, astea sunt punguțe mici. Așa vrea Luana să slăbească, cu șerbet și cu semințe. Iar asta e pungă mare, dar asta e cu sare, de asta am zis, nu cu sare, asta e fără sare, mie îmi plac fără sare. În general, când te apuci de o cură de sădire, uite, asta are 100 de grame. Trebuie să-ți scoți din casă tot ce te provoacă, da? Uh-huh. Tot ce te face să... Păi, m-am hotărât. Tocmai de aia, tu te-ai hotărât să pui în casă tocmai ce... Nu, m-am hotărât nu de dietă. Mai serios, mai recent, după ce i-am zis mamei mele să-mi ia semințe. Și ea n-a știut. Altă lume dorește ciocolată, prăjituri, chestii de genul acesta. Eu sunt cu semințele. Deci ăsta e punctul meu slab și de-aia m-am și îngrășat. Ca o tonă de calorii. Continuăm să nu mai vorbim de semințe. Cărticica mea! Din colecție, nu? Trebuie să găsim! E cu animăluții și trebuie să cauți! Uite pe care îl avem! În ele, ce ai găsit? Alte semințe? Aoleo! Și sunt numai cu sare astea, aoleo! Rochea pentru Wednesday! Wednesday! Fim sketch-uri cu Wednesday! Wednesday! Deși el nu știe, n-a văzut niciun episod din serialul Wednesday, dar Wednesday! Nici nu am văzut unul! Nu știu! Doar l-am văzut în desene! Uite, ce-am primit! Pompei și Roma, să ne mai uităm pe ele și ne aducem aminte! Asta e preferata mea! Ce-am vizitat! Cine n-a văzut excursiile, vă arăt acum doar o pagină. Sunt cărți care ți arată înainte. Bine, și acum. Mi-a cumpărat. El e cu pinguinul. Vezi cum arăta înainte? Da, și cum arată, și cum arată acum. Și avem cu Pompei și cu Roma. Sunt foarte frumoase. Mie îmi place cel cu Pompei. Da? Mie îmi place și Coloseum. Mie îmi place ăsta. Ce mai sunt niște Coloseum. Ce și când s-a întâmplat în lume? Istoria cum noi ai mai văzut-o până acum. Este foarte album frumos. DK. Eu sunt fană albumelor DK. Și... A, apropo, să-mi iau și eu cartea cu Batman. Tot de la DK, da. Istoria lui Batman. Și aici mai am niște cărți de, cum se cheamă, self-help, nu știu cum îi zice în română, de ajutor. De îmbărligătură, da. Ceva de genul, da. Astea două. Mie îmi place să le citesc. Aici avem, cred că haine. Haine, interesant. Haine. Ne-i interesant, mai avem câte cutii. Ai pus tu căștile, Iulian? Ce-i
Da. Și normal că mi-am adus căștile fantastice. Berimasa! L-ai găsit? Și mami vrea să înceapă așa un decluttering, o eliminare a lucrurilor în plus din casă. Da, asta mami vrea să înceapă decluttering-ul de acum 30.000 de ani. Dinainte de a se naște. Pentru că se tot adună în casa noastră. Uite, Toti! Și... uite ce fan sunt! Robbie Williams! Ia uite ce card! Reveal! Am găsit-o la super reducere! Ia uite ce are tati aici! Ia-ți-l! Pe care și l-a luat din Italia! Păi normal, l-am cărat! De fapt, Nicolas m-a ajutat să-l car! Eu am cărat bagajele și Nicolas mi-a cărat halter. Unde ți l-am? A, din Italia. Da, dar ciocanul l-ați uitat. Nu, l-am pus eu în altă cutie. A, unde scrie fragil, da. Ciocanul chiar e fragil. Ciocanul e preferatul meu. Da? A zis că trimite două, trei chestii și se adună. Da. O carte cu Spania care e cam greu de citit, sinceră să fiu. Păi și de ce mai luat? Pentru că vreau să o citesc. Păi eu început să are pagini bune. Da, e genul de carte în care autorul s-a folosit de cuvinte cât mai pompoase. Că unii așa au impresia că dacă le îmbrobodești înseamnă că par mai inteligent. Are câteva pagini ușoare, simple de citit, și câteva atât de împârligate că îți vine să te lași. Am citit atâta, dar vreau să o termin, că e despre Spania. Și mai văd cărți. Și uite! Uite, ca să fac decluttering, bucuria de a avea mai puțin. Trebuie să o citesc. Visez la ziua asta. Iulian e cu aruncă, donează. Da, pentru că Luana e cu adună și casa noastră mai era un pic și devine depozit. E apartament, că dacă era acasă, cum e România, umpleam podul și aveam casa frumoasă. Cu patru camere, nu e de ajuns. Da. O vară la New York. Opa, din fușă, Italia, uite, de la reducere. Că ai și tu ceva pentru tine. Și mai avem o carte. Istoria ilustrată a lumii. Foarte eu am adus cu istoria. Mai sunt câteva. Trebuie să o citim împreună. Asta am cumpărat-o de două ori. Pentru copii. Nu, odată am cumpărat-o la super reducere și cred că odată mi-a dat-o cadou cumpărând alte cărți. Uh-huh. Și am zis să am una în Spania și una în România. Super. Asta era ta. Uite unde am rămas. Aici am rămas. E cartea ta cu cățelușul. Ciocanul. E preferatul meu. Ia să văd, ce cărticică ai tu aici? Asta e de la Wendy. Harry, cățelușul fără adăpost. Săracul Harry. Era al meu. Încă o păpușă Barbie, tot cumpărată din... Italia. Italia, nu? Da, am prins reducere, dar reducere chiar reducere. Nu. Jumate, e 40 pe Amazon aici și noi am dat cât? 16, 17, ceva până de până 20 oricum. Da. Eu nu colecționez Barbie, am câteva Barbie extra din prima serie, dar asta mi s-a părut fix Barbie. E deci, roz, e roz, e blondă, e blondă, e are auriu, da, are mascotă, are haine de plastic, de vinilin, de fapt, piele falsă. Și mi s-a părut că întruchipează păpușa Barbie la perfecțiune, de aceea am și luat-o. Și nu cred că o să o desfac, îmi place cum stă așa în puțin. Dar nu are cățeluș. N-are nimic. Tu vrei cățeluș, așa-i? Ce sunt? Pixuri? Da, sunt pixuri luate din Pepco. Vreau să văd pe care... Am zis să mai citesc o rodica, o joc vrea și o vrea, nu? Altă păpușă? Nu. Nu? Eu uite, de... are mai mult săite. Păi cred că-i s-a cățeluș. E o jucărie pentru cei mici? Nu, stai să-ți spun. Ce? De când am copii, m-am obișnuit să pun rucsac. De fapt, am cumpărat când am venit în Spania un rucsac de la Primark pentru că mi-a plăcut. Și de atunci m-am obișnuit să port numai rucsac. Mi se pare mai comod față de poșetă care îmi cade tot timpul. În primul rând, sunt întotdeauna multe de cărat când ai mulți copii. Și? Și? Nu mi-am luat rucsac. Și ți-am luat ce? Nu, gen. Toate femeile poartă genți. Mă așteptam să fie un dublu rucsac. Nu! Ai zis că poate... Nu! Fii atent! O să o port așa cu breteaua și îmi pun aparatul și telefonul în ea, dar port și rucsacul. Aaa, două genți de acum cu tine. Da. Înci o zi pe cea albastră, înci o zi pe cea roz. Înci o zi pe cea albastră, înci o zi pe cea roz. Ai idee foarte bună. Și preferata mea e cea albastră. Nu am terminat? Batman! Ia uite ce am acolo! Dintre toate statuile mele, asta îmi place cel mai mult. De fapt, cred că e ca și Barbie-a ta. E cea mai edificatoare. Și se pare că cel mai Batman? Cel mai Batman. Ultima cutie! Haide! Bun, haide, gata, am terminat, nu? Nu. Mai e ceva acolo? Wow! Duplo!
Pe aici mai mi-am adus câteva hăinuțe din holul cu un leu. Cine a văzut holul cu secaș, mi-am cumpărat hainele acestea cu un leu. Dacă n-ați văzut, vă pun aici sus link. Carte, uite, asta e a ta. Rom for Kids. Și ce mai avem acolo? Vesta mea frumoasă! Deci am fost în Napoli, în Napoli eram, nu? Uh-huh. Și am văzut magazinul și fix asta era singurul magazin închis și m-am dus a doua zi. Și voiai toate culorile, nu, ce bine e că nu ți-a plăcut decât mou după ce le-ai probat pe toate. Inițial am rămas, vai ce frumoasă eu, văzusem în vitrină, le vreau pe toate, dar când m-am dus, rozul mi s-a părut super strident și mie îmi place roz strident, dar nu chiar așa, albastru era albastru ăla închis care mie nu-mi place. Cine a fost negru n-am vrut, verde n-am vrut. Cine a fost Tutankhamon, bebe? Un faraon? Eu. Tu? Da, cine știe, poate s-a reîncarnat. Haina mea colorată. Am luat-o de pe AliExpress. De pe AliExpress, da, și toată lumea zice, a, ce super e, ce era colorată și pe e. N-am mai purtat-o, că a fost în România. Și anul trecut n-am purtat-o și zic, hai să o report. E ambalată încă. Uite. Din Pompei. Wow. Ahile! Zii tu că nu e frumos. E frumos. E cam slab. E frumos. E slab. Tu crezi că pe vremea aia erau grași? Nu, fit așa, ușuroși. Da, crezi că arătau ca și culturiștii de la sală? Nu, nu luau steroizi, nu? Nu, erau naturali. Și în afară de asta mergeau și călăreau kilometri întregi. Păi da, zic, aveau mușchi naturali, nu umflați de steroizi că în ziua de azi. Puteau să fie grași la câte calorii consumau. Nu vorbeam de grași. Câte efort depuneau. Vorbeam de mușchi, nu erau bafca. Nu mâncau semințe. Serios? Am terminat cu totul. Deci asta încă era noi din România. Nu știu dacă am meritat, dar no, avem nevoie no, de ele. No, am luat strictul necesar. Și urmăriți-ne pentru că o să încep eu o serie dedicată. Dedicată, da, ce bine a fi. Alături de Iulian, pentru că am nevoie de susținerea lui. Și s-a terminat cu turnul. Acesta a fost vlogul. Ne vedem data viitoare pentru că încep distrugerile. Pa, pa! Eu zic să închizi, să începe pop, 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 pop. Eu trebuie să strâng. Pa, pa!